Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecodeselaj a fost inclusă alături de alte patru ADI-uri din țară într-un proiect al Băncii Europene de Investiții intitulat Suport pentru Consolidarea Capacității Instituționale a Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din domeniul deșeurilor. Joi 2 februarie, reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții și ai Consiliului Județean Sălaj au participat la sediul ADI Ecodeselaj. La o ședință de lucru, având ca temă analiza și consolidarea politicii tarifare aplicate serviciului de salubrizare din județul sălaj, conform în noilor prevederi legislative din domeniul gestionării deșeurilor, în cadrul întâlnirii s-a discutat și despre modalitatea de implementare a Ordinului ANRSC 640 din 2022 privind politica tarifară, actualizarea planului multianual de tarifare, dar și despre alte subiecte ce privesc. Colectarea, sortarea, tratarea și depozitarea deșeurilor.